Bun găsit, dragi iubitori ai lecturii, iată din nou ediția emisiunii Cine citește știe. Ca de obicei, vin cu o ofertă destul de generoasă pentru lectura dumneavoastră, o lectură ce are drept scop îmbunătățirea cunoștințelor dumneavoastră, schimbarea percepției și a modului în care vedeți dumneavoastră lumea de lângă noi sau inclusiv proiecția cu privire la viața următoare. Lectura are un rol bine conturat și bine definit în viața noastră personală și este indicat ca din când în când, chiar dacă stăm destul de prost la această statistică, să punem mâna pe o carte și să o lecturăm pentru a ne regăsi sau a ne extrage informații necesare de care avem nevoie pentru a face față lumii globale în care trăim. Astăzi vine întâmplarea dumneavoastră cu o carte destul de interesantă, spune eu, o carte ce pare inițial ca fiind o teorie conspirațională. E vorba de cartea scrisă de Noam Chomsky, e vorba de cine conduce lumea. Autorul de origine rusă, de fapt este evreu, părinții săi au fost evrei ruși ce au emigrat în Statele Unite ale Americii și, drept urmare, acest autor destul de interesant, spun eu, și destul de în vogă în prezent în ceea ce privește politica globală și mondială a lumii, este citat și chiar părerile sale sunt împărtășite de alți autori în lucrările pe care le fac ei cu privire la politica internațională sau la problemele lumii actuale. Cine conduce lumea? O lectură ușoară, o carte profundă, o carte ce, pe lângă tratarea istorică a unor evenimente, ne face oarecum să avem și o perspectivă destul de interesantă ceea ce privește viitoarele proiecții ale lumii în care trăim. Bineînțeles că răspunsul dat de autor este că Statele Unite ale Americii conduc în continuare lumea, chiar dacă după al doilea război mondial lumea a fost bipolară, puterea fiind împărțită între Rusia și blocul comunist pe de o parte și pe cealaltă parte blocul capitalist condus de SUA. Bineînțeles că evenimentele prezentate aici sunt momente cheie în ceea ce privește izbucnirea unui posibil conflict mondial. Al treilea ar fi în ordine istorică un război care nu este indicat să se declanșeze deoarece o parte dintre statele lumii dețin ceea ce numim noi arme nucleare, atomice și chiar biologice, arme de distrugere în masă, care pentru omenire ar fi un dezastru dacă ele ar fi scăpate de sub control sau puse în mâna unor lideri bolnavi de putere. Bineînțeles că de cele mai multe ori Statele Unite ale Americii nu aplică acel principiu al democrației, al autodeterminării, principiu utilizat încă de la finele primului război mondial, ci în funcție de interesele personale, Statele Unite se implică în politica realizată de anumite state mai mici sau mai puțin importante în ceea ce privește economia globală și în ceea ce privește politica mondială a lumii. Statele Unite ale Americii, deși uneori în raporturile internaționale utilizează acel cuvânt sau principiu diplomatic în care ele susțineau că nu vor ajunge sau nu își vor extinde influența și în alte zone ale lumii. Drept urmare, cel mai elocvent exemplu este dat și de autor în această lucrare, faptul că Bush promite lui Mihail Gorbaciov că NATO, Organizația Tratatului Atlanticul de Nord, nu va înainta nici un centimetru în Europa de Est, dar în câteva momente de la prăbușirea comunismului în Europa, anul de grație 1989, NATO se extinde și în Germania de Est. Vedem noi că după mai bine de 15 ani a ajuns și în zona României, România fiind membru component al Organizației Tratatului de Nord, nu neapărat prin forța militară de care dispunem noi, că trebuie să recunoaștem, aici suntem la un capitol deficitar, faptul că am achiziționat sau faptul că politica națională de stat a fost în așa fel încât noi am
cumpărat tehnică militară învechită, adică tehnică militară scoasă din uz de alte state, mă refer aici la aeronavele cumpărate din zona Portugaliei, și ci pentru faptul că avem o poziție geostrategică foarte importantă în ceea ce privește această luptă permanentă între cele două superputeri ale lumii. Este vorba de Statele Unite ale Americii și respectiv Rusia. La fel, autorul menționează principalele puncte fierbinți sau butoaie de pulbere, am putea noi spune, din anumite zone ale globului care sunt gata să explodeze la cea mai mică atingere, de unde poate izbucni un conflict ce va avea urmări dramatice și se va putea extinde foarte ușor la nivelul întregii planete. Pe lângă problemele de utilizare a energiei nucleare și a armelor de distrugere în masă, vorbim și despre o distrugere a climei, o problematică climatică, prezentă din ce în ce mai des în ceea ce privește agenda publică internațională, pentru că omul este un component, o componentă, de fapt, al mediului natural și cred că este cel mai important factor care influențează poluarea și are o contribuție importantă în ceea ce privește transformările climatice ale mediului, ale reliefului din natură. Și la un moment dat, cum s-a mai demonstrat de-a lungul istoriei geologice de această dată, natura uneori își recapătă teritoriul sau luptă pentru drepturile sale. Vedem inundații, vedem alunecări de teren, vedem acele cutremure de pământ care pentru anumite zone sau areale ocupate de om sunt dezastruoase. Cartea merită citită pentru faptul că ne vom da seama cât de mici suntem noi, în cazul nostru ca țară, și cât de mici suntem noi ca individ raportat la ideea de politică globală a lumii sau politica la nivel înalt. România nu știu dacă este prea bine luată în seamă în ceea ce privește discursul global al politicii internaționale, să spunem așa. Noi ca indivizi avem cu toate că înțelegem anumite fenomene, avem o prezență sau de fapt o înțelegere cotidiană a anumitor lucruri, fără să fim implicați direct în marile decizii sau la nivel macro politic și strategic al lumii pe care le iau mari lideri ai lumii. Proiecția pentru viitor este dată de acest autor în urma analizei și studierii unor elemente ce au avut loc în istorie, în special în secolul al XX-lea, cu prelungire în secolul al XXI-lea. Ținând cont că cartea a fost tradusă la noi în anul 2016, cartea apare la editura Litera, se găsește de cumpărat și drept urmare merită să o aveți în biblioteca dumneavoastră în funcție de interesele pe care le aveți. Consider că lectura acestei cărți nu este condiționată de nicio limită de vârstă, se adresează întregii populații, nu ne referim la vârstele foarte fragile, că nu pot înțelege mecanismul în care funcționează marele puteri la nivelul global, ci ne referim la copii în vârstă de peste 12-13 ani, când deja au anumite cunoștințe în ceea ce privește evoluția istorică a lumii și pot să înțeleagă acest fenomen de dominare a unui pol de putere a întregii lumi. Vorbim de dominare economică, unde nu au reușit Statele Unite să-și impună dominarea economică și au impus dominarea militară. De asta vedem că în foarte multe zone de pe globul pământesc, americane au bază militară, respectiv România, au bază militară. E vorba de baza militară de la Mihail Kogălnicianu, ca punct strategic, plus zona Pacificului, plus bazele militare din Cuba,
baze militare prin zona Orientului Mijlociu și apropiat, sprijinul acordat unor state din Orientul Mijlociu și apropiat care duc o politică de agresiune împotriva țărilor musulmane. Vedem în ultima perioadă o implicare tot mai importantă a Statelor Unite în ceea ce privește lumea musulmană. Lumea ce a fost lăsată oarecum de o parte sau a lăsat-o pe mâna marilor coloniști, englezi sau francezi, în secolul al XX-lea. Drept urmare, liderii americani, președinții americani de-a lungul timpului au încercat să controleze și să-și traseze foarte clar limitele de influență prin organizarea unor exerciții militare la granița unor țări, mă refer aici în cazul Coreei de Nord, prin impunerea forței, prin acel mecanism de a-i speria adversarii, da? Plus că în prima fază coreenii nu dețineau suficiente informații și au fost oarecum destabilizați de modul în care vor acționa americanii în exercițiul respectiv. A fost un exercițiu de intimidare. Apoi, în politica internațională la nivel înalt există asasinatele, sunt acele servicii secrete care fac față cu brio sau execută ordinele date de către președinte sau luate în urma consultărilor cu consilierii săi personali. Politica globală este un domeniu destul de vast. Nu putem să înțelegem politica globală doar dacă citim cartea pe care eu vă prezint, Cine conduce lumea. Lectura noastră trebuie completată cu alte lucrări din alte domenii diverse sau conexe, de fapt, ceea ce încearcă să ne ducă spre o înțelegere exactă. Cel puțin la nivel perceptiv să avem oarecum această idee că lumea este condusă și nu se află într-un haos generalizat și, de fapt, statele, indiferent cât de mult ar pretinde că sunt libere și independente, chiar în politica internă există un amestec din partea marilor puteri. Întotdeauna fratele puternic își impune dominația asupra fratelui mai slab, dacă discutăm despre o fraternitate globală între țările lumii. Revin cu rugămintea de a, și de fapt cu recomandarea de a lectura, de a citi. Sunt bucuros că am semnale pozitive prin rețele de socializare, anumite comentarii la această emisiune. Știu că și cunosc personal cazuri în care, în urma recomandărilor mele, cărțile au fost căutate și solicitate. Drept urmare, vă recomand această lucrare, o lucrare deosebită, spun eu, o lucrare scrisă de un autor cu viziuni stângiste asupra lumii și, drept urmare, o carte ce vă face să înțelegeți că această analiză minuțioasă a lumii în care trăim este necesară și utilă pentru înțelegerea generală a unor fapte. Până la emisiunea următoare, vă adresez același îndemn: citiți, că doar citind creierul dumneavoastră devine un laborator de idei.